Proiectul Prin educație la locuri de muncă decente, dedicat elevilor din ciclul gimnazial și liceal din județul Sibiu, a ajuns la final. Rezultatele acestuia și impactul pe care l-a avut în rândul elevilor au fost prezentate astăzi în cadrul unei conferințe la Muzeul de Artă din Dumbrava Sibiului. Conferința de final a proiectului s-a desfășurat astăzi la Muzeul de Artă din Dumbrava Sibiului. Pe parcursul celor 3 ani, peste 2900 de elevi ce provin din medii defavorizate din județul Sibiu au beneficiat de consiliere educațională, dar și de mediere în ce privește orientarea potrivită pe piața muncii. Proiectul a fost implementat de Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu, în parteneriat cu Fundația HEX, Fundația Open Fields și cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu. În Sfânta Scriptură avem un prolog de Evanghelie care spune: la început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Și cumva așa am înscris și noi de la bun început acest proiect din partea noastră, care suntem asociații creștine și așa o declarăm, mai ales pe a noastră, care este și bisericească în același timp, și că am încadrat totul în Hristos, pentru că ne-am dorit să mijlocim și o relație pe care noi o avem înscrisă în credința noastră și pentru ceilalți care sunt și parteneri și beneficiari și colaboratori în acest proiect. Unul dintre scopurile proiectului a fost conștientizarea cauzelor care duc la apariția fenomenului de abandon școlar. Totodată, proiectul și-a propus să permită accesul tinerilor din medii sociale dezavantajate sau vulnerabile, inclusiv din comunitatea romă, la locuri de muncă stabile și decente. Proiectul în sine s-a pliat foarte bine pe nevoile învățământului românesc, nu numai învățământului profesional și tehnic din România, învățământului profesional, ci și a învățământului gimnazial. Se observă de la sine, înțeles, prin participarea noastră a unităților de învățământ în acest proiect, o îmbunătățire a implicării, a motivării elevilor, a continuării studiilor de către elevii de clasa 8-a, de către inserția pe piața muncii a elevilor de anul 3, absolvenți de învățământ profesional și tehnic. Totodată s-a observat și o creștere a numărului celor care optează pentru un loc de muncă imediat după terminarea liceului. A fost un parcurs minunat în care unul la unul ne-am convins unii pe alții că merită, că se poate, că face sens, că totul contează, că nimic nu rămâne netaxat și neînregistrat de copii, că totul cândva, cumva va fi capitalizat de aceștia și la un moment greu al vieții lor, tot ceea ce au experimentat alături de noi va da putere să meargă mai departe, să-și învingă fricile pe care toți le avem într-un fel sau altul, neîncrederea în ei. Activitățile desfășurate în acești 3 ani au fost foarte diverse și am încercat să combinăm pentru partea de consiliere atât activități de grup, cât și activități individuale, să punem la dispoziția echipelor o platformă specializată, a fost vorba de Cognitrom Career Planner, pentru partea practică să includem vizite la companii și acolo unde a fost posibil organizarea de întâlniri cu invitați speciali care să le împărtășească elevilor despre specificul anumitor meserii. Cineva mi-a zis că pe un scaun pe care stăm sunt de fapt 3 persoane. O persoană este așa cum te vezi tu pe tine, o altă persoană, aceeași, e cum te văd ceilalți pe tine și a treia persoană e cum te vede Dumnezeu. Mie mi se pare că acest proiect cumva atinge toate 3 aspectele. Lucrând cu copiii, ajutându-i să se vadă pe ei înșiși, să se cunoască mai bine, să se cunoască în contextul în care sunt ei și în contextul mai larg, că vorbim de autorități, de școală, de biserică, e ceva ce e destul de complex și cam greu de explicat. La finalul întâlnirii a fost prezentat un material realizat din mărturiile celor implicați în realizarea proiectului.